Jucătorii echipei mioveni au cedat cu scorul de 4-0 partida din prima etapă disputată împotriva celor de la Minerul Motru, iar acest rezultat a încins spiritele la mioveni. Conducerea clubului a decis ca jucătorii să fie sancționați cu 25% din salariu pentru acest rezultat. Eu cred că am vorbit întreaga săptămână despre penalizări, penalizări care au fost date, Consiliul Director s-a întrunit, este vorba de o lună, dar important este să uităm acum ce a fost săptămâna trecută, important este să ne revenim și să arătăm adevărata noastră valoare. Eu sunt convins că după acel meci negru de la Motru, echipa își va reveni și vom reuși un meci bun mâine. Nici banca tehnică nu-și explică eșecul de la Motru și mai ales evoluția unor jucători cu experiență. Oricine când vede 4-0 vă dați seama că spune că e un rezultat în care, eu știu, echipa gazdă a dominat total, dar nu a fost chiar așa. Am primit un gol foarte repede în secunda 45, în care tot ce pusesem la punct și ce vroiam să jucăm la jocul ăla, ni s-a năruit și a trebuit să ne ducem noi peste adversar, să atacăm adversarul. La 1-0 pentru ei am avut 3 situații de a marca, n-am marcat noi. Și pe niște contraatacuri ale adversarului, de ce să nu recunosc că au vreo 5 contraatacuri, au marcat 4 goluri în prima repriză. Eu știu, un randament foarte slab al fundașilor noștri centrali, în care orice acțiune, unul contra unul pe viteză, au fost depășiți fundașii noștri centrali. S-au creat situații de gol. La a doua repriză am făcut niște schimbări la pauză, am schimbat cei de fundaș central și nici n-am să mai apropiat de poartă. Înseamnă că și dânsul e foarte nemulțumit, e normal, nu? Și eu dacă aș fi fost în sfântul lui, dumneavoastră dacă vă spune în situația conducerii, normal, nu? Nu trebuie să iau o atitudine așa și față de antrenor și față de jucători, de toată lumea. Normal că e foarte nemulțumit, nu? Tu știi că, eu știu, creezi niște condiții și încerci să faci performanță și mai rezultate, e normal să fie foarte supărați. Sper că știți cum e. Joci o etapă, eu știu, ești la agonie, să spun așa, următoarea săptămână ai posibilitatea să-ți, eu știu, să te revanșezi, să joci bine și să toată lumea să uite. Știți cum e? Că se uită. Asta e, da, domnule, am pierdut atunci, eu știu, mă aduc cu aminte peste an, poate, să știu, în istoric, așa. Dar jucăm bine, o să vedeți că dacă ei joacă bine mâine și câștigă jocul, toată lumea o să-i felicite, nu după joc. Astfel, pe lângă această sancțiune financiară, fotbaliștii au fost puși în temă că trebuie să se impună în meciul pe care îl vor juca mâine pe teren propriu cu cei de la Al Roslatina.